Iată un dat direct, puternic, care nu lasă loc de tăgară. Bravo, domnule! Bine că recunosc. Păi eu sunt fascinat, cu asta am întrebat. Eu sunt fascinat de fenomen în sine și o să vă spun și de ce. Eu am observat că oamenii care ascultă manele, în general, au capacitatea uluitoare de a schimba mediul înconjurător. Cu alte cuvinte, natura e așa cum e ea, natura. Ei reușesc să schimbe această armonie, acest echilibru natural, vă dau cel mai simplu exemplu. Eram în parc și împrimam câine. În sens opus, un manelist cu câinele lui. Ne-am apropiat și recunosc, au început plăcăturile. La 10-15 secunde, întărâtați, au început să latre și câinii. Câinele meu lătra ca un câine. Pam, 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 pam. Câinele lui lătra așa. Am încercat să fac efortul de imaginație. Eu nu cred că un manelist se comportă așa cum se comportă altcineva. Adică, v-ați imaginat, de exemplu, un manelist răcit? Mi-l imaginez așa. E în pat. Doamna cu sprânceana, veniți puțin, vă rog.
Sunteți însărcinată? Poftiți? Luați loc? Să rămână aplauze! Încerc să calculez și care erau șansele. Sunt 300 și ceva de oameni. Care erau șansele să mă apuc să fac așa ceva cu o femeie însărcinată? Trebuie să fiu eu ca să se întâmple asta. Vă rog să mă iertați. Dar dacă tot ați venit până aici, nu glumesc. În urmă cu vreo două luni, în deschiderea acestui spectacol a venit domnul Bobonete, care, după spectacol, mi-a spus un banc și a avut o remarcă. Eu o să încep cu bancul, pentru că mi se pare de departe cel mai românesc banc pe care eu, cel puțin, am auzit de vreun an încoace. Dar înainte să vă spun bancul, știți care a fost pentru mine știrea săptămânii? În București, la Institutul Mina Minovici, era păstrat, cum se numește, penisul Terente. Penisul Terente, care era păstrat acolo, a fost aruncat la gunoi în cauza stării de degradare. Cu alte cuvinte, natura a ținut intacte insecte, închihlimbari, milioane de ani.